Răspândirea pelerinajelor la locurile sfinte este una dintre misiunile custodiei Țării Sfinte. Astăzi, având în vedere creșterea numărului de pelerini, comisariatele reprezintă un ajutor important în promovarea și îndrumarea celor care doresc să experimenteze rădăcinile credinței. 17 frați din provincia neprihănitei Zămisliri din Spania au venit în Țara Sfântă pentru a face exerciții spirituale, dar nu numai. Îndrumați de frații custodiei, ei au reușit să aprofundeze spiritualitatea care izvorăște din fiecare loc pe care l-au vizitat. Îmi amintesc că în timpul primei mele călătorii, un preot din Arhidieceza de Madrid a spus că venirea în Țara Sfântă ar trebui să fie obligatorie pentru toți preoții. Cu siguranță că glumea, dar a îndrăznit să spună și că preoții nu ar trebui să predice niciodată fără să fi pus piciorul în Țara Sfântă. Am 75 de ani, am venit aici, dar cu multă prudență și folosind un baston. Mă dice fraile tarde, soy de vocación bien tardía. Am devenit călugăr târziu. Am o vocație matură. Am făcut prima profesiune în 2016 și voi fi hirotonit preot pe 16 iulie. Acest pelerinaj a fost special. Nu numai că a fost un fel de pregătire pentru preoție, nu a fost doar o vizită la locurile sfinte, dar am făcut exerciții spirituale în zilele în care am fost aici și am putut să-i ascultăm pe diferiții frați care se află la locurile sfinte. Manos, frailes, que están en los lugares, en los santos lugares. A fost o experiență frumoasă de integrare în Țara Sfântă. Am avut o experiență frumoasă în fiecare loc pe care l-am vizitat. Ne-a oferit nu numai cuvântul, reflexia, dar și hrană, cafea, biscuiți, o băutură, o primire foarte generoasă. De asemenea, din partea Federación Bética de Clarisas din Spania, un grup de 30 de călugărițe din Ordinul Sfintei Clara au venit în Țara Sfântă, multe dintre ele pentru prima dată, o călătorie de o viață, plină de bucurie și recunoștință. O excursie care mi-a fost dăruită de ziua mea. Comunitatea mea mi-a permis să văd orașul pe care îl port în numele meu, Betleem. Am văzut Betleemul și toate locurile sfinte pe unde a trecut Domnul. M-am gândit la fiecare pas pe care l-a făcut, la fiecare respirație pe care a respirat-o. Este același aer pe care l-a respirat Domnul și asta mă impresionează. E una emoción inexplicable porque este o emoție care nu poate fi explicată, pentru că te atinge. Și dacă cineva are îndoieli cu privire la credință, totul se schimbă aici, pentru că este adevărat că aici a trăit Hristos, a locuit în acest loc, a fost răstignit și a înviat. Surorile au fost primite și au vizitat comunitățile de frați și surori clarise care trăiesc în Țara Sfântă. Acesta a fost un alt obiectiv al călătoriei, să experimenteze fraternitatea și să înțeleagă un pic mai mult din pietrele vii de aici. Au fost de asemenea întâmpinați de părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte. A împărtășit cu ei diverse experiențe. A vorbit despre situația actuală a creștinilor, dar și despre munca zilnică a fraților din toate sanctuarele, modul lor de a menține vie flacăra rugăciunii și a carității. Realmente esa comunión de vida se ha dado, hemos gozado. Am trăit momente comune de care suntem bucuroase. Am trăit fraternitatea și ne angajăm să-i sprijinim în rugăciune pe acești frați care își dau viața pentru a păzi locurile sfinte. O recunoștință care vine din inimă pentru oportunitatea oferită de a vedea Țara Sfântă și pentru ospitalitatea oferită de frații custodiei.